Castelul Corvinilor nu încetează să-i fascineze pe cei care îi trec pragul. Locuri ascunse aproape 200 de ani sunt acum deschise pentru turiști. Lucrările de restaurare nu doar că au redat locului strălucirea de odinioară, dar au dus și la noi descoperiri pe care administrația monumentului a știut să le pună în valoare. Castelul Corvinilor a început să își mai arate din secrete. Unul dintre cele mai importante este reprezentat de acest graffiti care ilustrează doi cavaleri în turnir. În momentul de față, lucrările de restaurare se concentrează pe sala dietei, unde, după cum se poate auzi, se lucrează intens, precum și pe amenajarea curții interioare a castelului. Toate aceste lucrări încercăm să le desfășurăm cât mai discret cu putință, astfel încât circuitul de vizitare să fie cât mai puțin disturbat. În timpul lucrărilor, mai multe camere secrete au fost descoperite. Suntem la etajul turnului vechi de poartă, mai precis la primul nivel de apărare, unde în urma lucrărilor de restaurare se permite accesul vizitatorilor la acest nivel. Acest lucru era imposibil în trecut, deoarece nu erau căi de acces. O altă încăpere inedită în Castelul Corvinilor, care a apărut prin reamenajarea planșeului, a fost deschisă această ușă realizată în secolul al XVII-lea. Elementele de arhitectură, istoria monumentului, legendele locului, dar și oamenii care readuc atmosfera medievală atrag mii de turiști zilnic la castel. Ce fac acum este să mă distrez pe stil de muzică medievală al secolului XV. În mare parte improvizez și asta deoarece mi se pare mult mai distractiv și are un fel mai mult suflet din partea mea dacă fac asta. Cum e vizita la castel? Foarte interesantă din toate punctele de vedere. Sunt pentru prima dată și cred că o să mai revenim. Am venit pentru istorie și mai ales pentru copil, pentru că este a patra sau a cincea oară când vine și e îndrăgostită de locul ăsta. E foarte frumos. Ne încărcăm cu de toate. Zona frumoasă. Da, și cu copiii venim și... Este sigiliul de guvernator al lui Iancu Tehunedoaia. Și înăuntru am un cuisor scris în limba latină, cu caractere gotice, în cinstea Marelui Voievod Transilvanian Iancu Tehunedoaia.